Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem în săptămâna mare, adică săptămâna patimilor, și astăzi, la Sănătatea Ta, aș vrea să facem o paralelă între medicina zilelor noastre și medicina de acum 4.000 de ani, adică medicina biblică. Alături de mine se află doamna Victoria Bindea, medic primar, medicină internă, hematologie clinică. Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Pentru început, aș vrea să vă întreb cum se împacă medicina cu religia. Să ne spuneți puțin cum percepeți dumneavoastră ca și medic atât medicina cât și religia. Amândouă sunt, cred eu, parte componentă al aceluiași întreg. Și ca să fiu scurtă și explicită, să amintim de faptul că Sfântul Apostol Luca a fost medic și printre am și vrut eu să aduc aminte despre așa ceva. Printre darurile duhovnicești, ia uitați ce frumos ni se menționează faptul că, am să citesc pentru că este foarte frumos, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului prin folosul altora. De pildă, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Deci există un Duh care ne dă și nouă puterea de a tămădui, de a înțelege suferința oamenilor și ne a da atâta cât ne este nouă dat la rândul nostru puterea de a trece peste necazurile bolilor. Biblia știm că este numită Cartea Cărților și pe bună dreptate mereu actuală. Știu că o citiți, de asta vreau să vă întreb, din ce ați citit dumneavoastră, care ar fi primele îndemnuri legate de sănătate? Sănătatea trebuie să fie gândită ca fiind în mâna noastră, în sensul de a ne putea dirija viața și de a ne putea controla viața în măsura în care ne permite, sigur, și conjunctura în care trăim. Dar puterea este în noi și dată tot de la Dumnezeu. Și lucrul ăsta este menționat de foarte multă vreme, așa cum spuneați, ca niște principii de igienă și de igienă corporală, igienă a vestimentației, igienă acasă, igienă alimentației, încă din vremea lui Moise. Și dacă citim din Biblie, o să vedem cu bucurie că acele probleme în care se confruntau oamenii de acum aproape 4.000 de ani, le avem și noi. Deci problemele, constat și eu, că sunt cam aceleași, numai remediile lor încearcă să fie altele. Dar problemele rămân aceleași cu alte conotații care țin de civilizația în care au trăit ei și în care trăim noi astăzi. Problema este că, deși aceste sfaturi, să le zic așa, principii, au fost date de așa multă vreme, totuși multă lume nu a ținut cont de ele. Îmi aduc aminte că prin anii 1840, într-un spital din Viena, mureau foarte multe femei într-o secție de obstetrică ginecologie, pentru că medicii care participau la autopsii nici nu se spălau pe mâini și mergeau și consultau aceleași femei și rata mortalității era crescută. Foarte mare, foarte mare. Totuși, prin 1847 a fost prima dată când s-a impus regula spălatului pe mâini. Da. Dar dacă oamenii citeau, probabil că puneau în practică, pentru că și în Biblie apare aceste reguli de igienă. Apar, sigur că da. Noi suntem ca medici și niște oameni poate prea mândri. Suntem prea mândri ca să ținem seama de sfaturile care vin de mult sau care vin de la cei de lângă noi. Într-adevăr, a fost o dramă pentru care s-a perpetuat pe foarte, foarte multă vreme. Este nenorocirea lui Semmelweis, care un medic maghiar, da? Care a descoperit, a intuit că este vorba de ceva care ține de igiena mâinilor, de igiena cu care se manevrează pacientele bolnave, cele sănătoase și, așa cum spuneați, și manevrarea cadavrelor.
a atras atenția, nu a fost ascultat, a fost chiar ironizat, el a plecat, a fost o poveste întreagă tristă pentru el, dar mai ales pentru pacientele care puteau să beneficieze de o măsură acum elementară. Acum elementară, dar la fel de obligatorie și elementară prin prisma unor principii biblice, erau menționate încă de Moise. Deci spuneam că Leviticul este una din cărțile scrise de Moise, la inspirație divină, cum este toată Biblia, așa o socotesc toți creștinii, dedicată, în primul rând, leviților. Leviții erau urmași ai lui Levi, poporul lui Levi, unul din cei 12 copii al lui Iacov, care nu au avut moștenire pământ. Lor li s-a dat ca moștenire să îngrijească templul lui Dumnezeu. Și lor li s-a dat această carte de legi pe care trebuiau să le urmărească și să le pună în aplicare în poporul lui Israel. În Levitic, Moise dă, cum spuneam, aceste principii sanitare de bază, de la care nici acum nu ne putem îndepărta foarte mult, pentru că, spre exemplu, despre igienă, spălarea pe mâini. Au trebuit să treacă mai mult de 18 secole, 20 de secole, până când cineva, un de-al nostru, mai aproape de noi, să constate că spălarea mâinilor salvează vieți. Este esențială. Și nu numai că Moise recomanda spălarea mâinilor atunci când se intra în contact cu un cadavru, cu un om bolnav, cu un om suspectat de vreo boală, cu un animal găsit răpus, dar nu oricum, trebuia să fie spălate mâinile în apă curgătoare, dar și corpul în apă curgătoare și hainele. Și hainele erau expuse la soare. Da. De fapt, nu este vorba numai de spălare, este vorba de o carantină, de o izolare a acelei persoane care era susceptibilă de a face boala. Și dacă în acel interval de timp, în 7 zile, nu dezvolta semnele cunoscute de ei, da, ca fiind specifice boli respective, el putea să revină în colectivitate. Aceste 7 zile, de fapt, de foarte multe ori arată perioada de incubare. Perfect, asta este perioada de incubație a unei boli infecțioase. Este extraordinar. Deci se știa de mii de ani. Categorie de mii de ani, 3500, cel puțin aproape 3500, exista noțiunea de perioadă de incubație, de semne prodromale de boală și de remedii simple și eficiente pe care le puteau și le și duceau la îndeplinire. N-aveau voie, dar n-aveau voie să intre printre ai lor, n-aveau voie să intre în templu dacă nu respectau aceste norme. Și erau izolați. Iar lepra, care reprezenta principala boală contagioasă la vremea respectivă, era semnalată. Aș vrea să mă mai întorc puțin la Vechiul Testament ca să vedem cât de departe au ajuns ei cu cunoașterea corpului omenesc sau cum li s-a transmis înțelepciunea divină la nivelul lor, oameni care n-aveau cum să aibă asemenea cunoștințe profunde de fiziologie a corpului uman. Și tot în Vechiul Testament găsim lămurirea asupra curățeniei vieții de cuplu, tocmai pentru protecție și pentru prevenirea bolilor venerice. Cu siguranță că este o problemă la care se face foarte, foarte frecvent revenire pe parcursul a multor și multor capitole din Biblie. Este vorba și de o conduită morală care trebuie să domine atitudinea, dar cu siguranță că respectarea cuplurilor, așa cum sunt ele date de Dumnezeu, duc la o frecvență mult mai mică a bolilor și la femei și la bărbați. Dumnezeu ne-a dat multe avertismente pentru a ajuta omenirea și în special pentru a preveni bolile cu transmitere sexuală. Spuneați că ne dați câteva versete. Da, am găsit foarte exemplificativ în Proverbe, în Proverbele 5, unde ni se spune foarte clar, că buzele femeii strecoară miere. Și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Adică ce vrea să spun aici? Este o boală care...